Bună dimineața, stimați reprezentanții mass-media, stimați chișinăuieni. Vă mulțumesc celor care au dat curs invitației mele la această conferință, celor care s-au conectat și urmăresc conferința live. Eu mă numesc Victor Chironda, sunt viceprimar al Municipiului Chișinău în proces de. Judecată, sus, suspendată, așa zis, restabilit, neacceptat. Cu toate acestea, eu continui să fac activitatea de monitorizare a situației în domeniul dezvoltării urbane, și atunci când este cazul să intervin cu anumite explicații sau să ofer suportul necesar pe diverse probleme. Am decis să organizez această conferință de presă pentru a anunța chișinăuienii despre riscul legalizării unor noi scheme imobiliare pe care le promovează primarul Ivan Ceban, consilierii municipali, funcționarii din primărie și, evident, agenții economici beneficiari. Astfel, pe ordine de zi a Consiliului Municipal Chișinău, a ședinței Consiliului care are loc în aceste zile. Unul dintre punctele pe ordinea de zi prevede aprobarea a șase planuri urbanistice zonale pentru orașul Chișinău. Toate aceste planuri urbanistice zonale sau prescurtat puzuri prevăd aprobarea, legalizarea construcției a blocurilor și complexelor locative multietajate în diverse zone ale orașului prin a, schimbarea codurilor de reglementare urbanistică. Toate aceste planuri zonale sunt elaborate cu încălcări de norme și normative urbanistice a, care sunt mascate, a, acoperite așa cu diverse șiretlicuri, manipulări de calcule și indicatori urbanistici. Iar aprobarea acestor puzuri, în caz că ea va avea loc, în forma lor existentă, va afecta, va agrava situația urbanistică din oraș, mai ales la capitolul trafic, parcări și va afecta, evident, calitatea vieții tuturor oamenilor care locuiesc sau muncesc în zonele vizate de aceste puzuri. Spre regret, cei care promovează aceste documente, aceste modificări, profită de faptul că marea majoritate a cetățenilor, opinia publică, nu cunoaște detalii sau nu, este, nu are cunoștințe avansate în domeniul arhitecturii și urbanismului și de asta își permit să manipuleze grosolan opinia publică, cetățenii, uneori chiar și funcționarii statului, adică instituțiilor guvernamentale. În acest context, vreau să fac o serie de clarificări pe acest subiect și să-i explic uh, care sunt problemele și riscurile adoptării acestor planuri urbanistice zonale. Uh, vreau să încep de la explicarea lucrurilor, așa, în linii generale. Pentru că am întâlnit de multe ori întrebări când deci, anunțam despre problema apuzurilor. Oamenii întreabă elementar ce e asta apuz. <coughs> Haideți să vă spun așa. Toată lumea știe că pe parcursul ultimilor ani în Chișinău s-a construit haotic. Toată lumea știe că foarte multe construcții de blocuri, mai ales locative și oficii, a, au generat probleme imense acolo unde au fost construite, pentru rezidenția celor zone, pentru cei care din nefericire au cumpărat apartamente acolo. Și toată lumea încearcă să înțeleagă cum, cum de se permite așa ceva, cum, cum este posibil această construcție. E, iată că instrumentul, unul din principalele instrumente care sunt folosite pentru legalizarea acestor construcții sunt aceste puzuri. Din păcate, din cauza că ele au fost folosite ca și instrument de justificare a acestor construcții, noțiunea în genere de pus de plan urbanistic zonal a adoptat o conotație negativă. Dar asta este nu numai la noi, același lucru se întâmplă, de exemplu, în România, în București, unde primarul recent a câștigat un proces în care a anulat, o serie de planuri urbanistice zonale în București. Practic, lucrurile se întâmplă și la noi, numai că la noi chiar situația este mai gravă. PUZ este, de fapt, un termen folosit în domeniul urbanismului și arhitecturii, și este un acronim care vine de la noțiunea de plan urbanistic zonal. De asta se numește PUZ. Chiar de pe site-ul uh, Direcției Generale Arhitectură și Urbanism avem aici uh, descrierea a ce este un PUZ. În linii generale, uh, planul urbanistic zonal este un document de urbanism reglementat de legea 835 din 1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului. Uh, Puzul are caracter de reglementare specifică, detalizată, a dezvoltării unei zone urbane. De asemenea, putem citi asta chiar pe site-ul direcției. Planul urbanistic zonal prevede, asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile pugului adică a localității din care face parte, adică la planului urbanistic general. Cu alte cuvinte, prin intermediul acestui plan se stabilesc acele reglementări de urbanism și planul de acțiuni care vor, fi, vor trebui aplicate pe viitor în utilizarea terenurilor și construcțiilor dintr-o zonă respectivă. Un PUZ reglementează o serie de parametri. Cum ar fi? Retragerele față de limitele proprietății, procentul de ocupare a terenului, care este, uh, iarăși, acronimul POT, dacă o să-l vedeți în documentație de urbanism, înseamnă procentul de ocupare a terenului, adică, din terenul existent, care este procentul pe care îl ocupă clădirea, uh, deci, uh, amprenta clădirii. Alt termen important este, sau parametru important este coeficientul de utilizare terenului, adică CUT, care într-un fel reglementează câte etaje poate avea clădirea sau care este suprafața totală construită a clădirii pe fiecare planșă în parte, adică pe toate împreună, și care este raportul acestei suprafețe față de, iarăși, de ca, suprafața terenului examinat regimul de înălțime, înălțimea maximă admisă, scoaterea, introducerea din extravilan în intravilan, delimitarea și a fondului arhitectural, sunt aspecte care pot fi reglementate printr-un PUZ. De asemenea, PUZ-ul reglementează sau abordează și generează soluții pentru categorii de probleme cum ar fi organizarea rețelei stradale, zonificarea funcțională a terenului, Um, indica, stabilirea indicatorilor urbanistici de care am vorbit, dezvoltarea infrastructurii edilitare, uh, statutul juridic al terenurilor și uh, protejarea iarăși fondului uh, arhitectural. Uh, de modul în care este întocmit acest puz, acest plan, depinde uh, viitorul unei construcții sau chiar a unei zone întregi. Este foarte important ca planul urbanistic zonal să fie realizat cu maximă responsabilitate și atenție. Astfel cum am zis, Pugul, Puzul asigură corelarea dezvoltării urbanistice cu planul urbanistic general și Pugul, planul urbanistic general, este suveran Puzurilor, adică este un document mai superior. Din prevederele planului urbanistic general, trebuie să reiasă planurile urbanistice zonale. spre regret, noi în Chisinau, și asta se practică și în alte orașe, puzurile de obicei sunt folosite pentru, nu pentru a pune în aplicare prevederile pugului, dar pentru a le anula, pentru a le schimba în totalitate. Dacă o să intrați pe site-ul gislocal.md, este o platformă GIS care de dezvoltare, care ne-am de ne ocupat uh, când eram inclusiv la primărie. Am uh, insistat ca pe această platformă să fie încărcate toate datele privind uh, documentația de urbanism și multe alte date, dar important este acum documentația de urbanism, și astfel pe această platformă putem să vedem. Uh, ce scuze? Pe această platformă putem să vedem care sunt reglementările Planului Urbanistic General pentru Chișinău și uh, cu galben dacă o să vedeți zonele respective, sunt puzurile care au fost adoptate de-a lungul timpului, anii precedenți. Iarăși, menționez, puzul în sine nu este un lucru rău. Nu trebuie să, uh, da, să analizăm acest document în sens peorativ, însă din păcate, de-a lungul timpului el fiind folosit în scopuri incorrecte, el a căpătat așa o, o, o imagine de, de ceva rău, de ceva care vine să strice. Pentru că pur și simplu cei care îl elaborează și cei care îl avizează și îl adoptă au alte intenții decât cele de dezvoltare durabilă și eficientă a orașului. Pe site-ul primăriei Chișinău puteți să găsiți acest document, care se numește Regulamentul Local de Urbanism al orașului Chișinău. El este Regulamentul Local de Urbanism, este documentul care descrie prevederile pugului și reglementează da, în detaliu toate aspectele și toți indicatorii pe fiecare zonă. Aici o să găsiți explicații și ilustrații despre fiecare zonă urbanistică zone urbanistice sunt multe ele se notează cu uh, litere și cifre și uh, mai, mai la spre finalul documentului uh, este chiar, sunt chiar hărțile detalizate cu toate zonele din oraș deci aici în linie generale o să vedeți uh, regulamentul zonării, ce înseamnă codul R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 și așa mai departe. Pentru fiecare cod sunt date ilustrații despre cam cum aproximativ ar arăta uh, ceea ce se poate de construit acolo. Ilustrațiile sunt iarăși din Chișinău. Uh, și uh, de sub ilustrații o să vedeți aceste... Uh, aceste, acești indicatori. Spun aceste lucruri nu pentru că vreau să vă plictisesc acum, dar pentru că vreau să înțelegeți că este un domeniu destul de complex, dar în același timp lucrurile nu sunt, știți, ceva științe de, de rachete, rocket science, cum spun englezii. Sunt lucruri destul de simple de, de înțeles în linii generale. Dacă o să accesați pe această platformă și o să vedeți toate aceste zone galbene, o să vedeți că scopul lor, de fapt, nu a fost să reglementeze prevederile anterioare ale pugului pe zona respectivă, ci să le anuleze cu totul și să le schimbe în totalitate. Dacă revenim la, scuze, dacă revenim la rolul puzului, da, în Contextul Pugului. Iată, această schemă arată cum planul urbanistic general cuprinde o localitate, iar puzu o zonă din această localitate. Și deja toate uh, elementele pe care trebuie să le, uh, să le cuprindă. Pentru că avem foarte multe puzuri pe ordine de zi. Este o situație fără precedent. De obicei, pe ordine de zi a ședințului a Consiliului Municipal se examina 1, 2, 3 puzuri. Acum avem 6 odată. Ar lua prea mult timp să discutăm în această conferință pe toate, de asta o să exemplificăm, o să discutăm pe exemplu unuia dintre ele. Dar toate prezintă același tipuri de încălcări, de manipulări, de date, de indicatori a, și așa mai departe. Să vă spun un pic despre istoricul acestor puzuri, cât unele dintre ele au fost in, in, inițiate uh, încă înainte să uh, de alegerile din 2019. Altele au fost inițiate ulterior. Nu este nimic ilegal sau greșit în faptul că se inițiază elaborarea unor puzuri, este dreptul beneficiarului, așa prevede legea, însă cum elaborează el aceste puzuri și cum interpretează uh, Certificatul de urbanism care i s-a oferit pentru proiectare. Este o discuție separată. Astfel, aceste puzuri au fost multe tentative să fie aprobate de către Consiliul Urbanistic, de către Consiliul Municipal, să obțină semnăturile și avizele viceprimarului, însă, în repetate rânduri, eu am respins aceste documente ca fiind pur și simplu manipulative și cu uh, impact negativ asupra uh, zonelor uh, respective ale orașului. Ca să vă dau un singur exemplu de ce nu funcționează puzurile în formatul în care uh, le elaborează și le adoptă uh, Consiliul Municipal. Avem zona Andrei Doga la Rășcani, uh, vis a -vis de circ. Strada Andrei Doga, În 2000. 16 îmi pare că a fost adoptat aici un plan urbanistic zonal. Apropo am uitat să vă spun că accesând click dreapta pe da, click dreapta click stânga pe imagine pe această platformă și selectând aici documentația de urbanism puteți să găsiți date despre fiecare puz și să l deschideți separat și să vedeți ce prevede acest puz. Puzul din 2000, cât acolo, 16, pare că era, 2014, și elaborat în 2016, adoptat. Prevede reconstrucția frumoasă a întregii zone Andrei Doga, stradela circului și străzile care sunt în, în această... Deci totul arăta frumos și bine, oamenilor le s-au promis multe și de toate, că dezvoltarea va fi uh, corectă, planificată, uh, erau și da, ilustrații, plan și ilustrative despre cât de frumos și bine va arăta această zonă. Puteți singur să vedeți că au trecut iată, aproape 10 ani și uh, zona respectivă nu arată deloc așa. Iarăși din cauza că puzul uh, a fost elaborat la acea etapă cu foarte multe carențe, ne luând în considerație regimul de proprietate a terenurilor și obiectivul acestui pus, de fapt, a fost de a legaliza construcția unei clădiri la acea etapă, uneia dintre ele. Ei numească asta prima fază. Chipurile, pe urmă, vor fi construite și celelalte. În realitate, lucrurile se întâmplă absolut haotic și foarte, ați auzit de-a lungul timpului, foarte multe conflicte au apărut în acea zonă. Să revenim însă la puzurile noastre. Dacă mergem la puzul care vreau să vă exemplific aici, mergem la ciocană, avem zona intersecției sau cercului rondului uh, străzilor ale cu Ruso, Ginta Latină, uh, Mește Romanole. În perioada sovietică și ulterior Pugu, Planul Urbanistic General din 2007, reglementează foarte clar toată zona respectivă. Dacă dați zoom-in mai aproape, o să vedeți zonările, codurile zonelor pe această a, întreagă are. Unul dintre puzurile de pe ordine de zi se numește Puz pentru valorificare terenului din strada Ginta Latină 16. Este vorba de, iată acest teren, care la moment are codul C7, Este un teren sub o formă așa nu tare clar. este, dacă vedeți, lini, liniile cu galben, iar liniile care, vedeți, liniile roșii, sunt uh, liniile, uh, așa numite linii roșii, limitele de protecție a strezilor uh, și aceste linii roșii întretaie oarecum uh, porțiuni din acest teren. Terenul este, deci terenul este privat, însă foarte aproape, deci la, la, la hotar cu acest teren, este o porțiune de teren care este publică. Ulterior merge porțiunea mare de teren care este uh, deja partea străzii, iarăși este publică. Agentul economic sau beneficiarul acestui puz pentru a valorifica acest teren, evident, vrea să schimbi codul zonei. Pentru că, dacă mergem la regulamentul de urbanism vedem că această codă, această zonă care are codul C7 prevede următorul lucru. Iată, avem aici C7 care prevede zone comerciale cu trafic intens. Aici sunt planșele de mai jos, hărțile, zonele unde se aplică această zonă. Se stabilește cutul, parcajele, și se recomandă ce fel de clădiri pot fi construite aici. Adică dacă e C7 cu, sub punct P, se recomandă a construi autoparcări cu multe nivele. Dacă nu, vedeți, de exemplu, clădirea Supraten. Ea se încadrează în codul C7. Dacă mergem la descrierea zonelor, o să vedem ce prevede în detaliu această zonă. zona C7, aici frumos scrie, prevede lucru. Zona C7 de servicii generale cuprinde funcțiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier. Și încă o frază foarte importantă. Datorită poluării sonore provenită din trafic greu, manipulare de obiecte grele, această zonă este incompatibilă cu cea de locuințe, și vânzări în detaliu. De ce arhitecții din perioada sovietică și cei din 2000, care au elaborat puzul din 2007 au stabilit că această zonă are codul C7? Pentru că dacă o să observați, toată strada meșterul Manole este prevăzută ca axa principală a unei zone industriale. De-a lungul străzii miște Manole nu o să vedeți locuințe decât dacă, iarăși, se adoptă vrâmpuz. Toată zona respectivă, locuințele, blocurile locative care au fost construite în, în perioada sovietică, sunt cu mare retragere de la Cerc, de la Rond și de la strada Mieștea Romanole. Avem blocurile din zona de-a lungul străzii ale Coruso, Ginta Latină, avem blocurile din partea asta de la, uh, iarăși, Ginta Latină cu Mircea cel Bătrân și avem blocurile din zona ale Coruso, Mircea cel Bătrân. După cum vedeți după culori, aceste zone a, cu albastru reprezintă zona urbană, zona locativă, iar zonele cu culoare așa deschisă, galbenă, sunt deja zone speciale, zone industriale sau zone de protecție, a, de exemplu, asta, asta verde lungă este zona de protecție a linii de înaltă tensiune. Este indicată ca zonă verde. Iar liniile roșii care le vedeți aici sunt liniile, așa numite linii roșii, zonele în care a, nu se poate de construit pentru că eventual, în, a, din contul acestui teritoriu, pot fi extinse, lărgite străzile și toată infrastructura stradală necesară. Respectiv, avem coduri C7, C3, aproape de intersecții, da? C2. S. Sunt coduri în care pot fi făcute diverse activități, dar nu uh, activitate de locuință și uh, mă rog, oficii, de exemplu. Ce propune puzul uh, care se numește iată eu le-am descărcat pe toate puzul latină. Este uh, un pachet întreg de acte care chipurile argumentează că ce a spus este, o să vedeți, o să vedeți din semnătură, avize de la diferite instituții, tot felul de, de, acte, dar în realitate aceste acte nu reprezintă, nu au mare, mare, valoare, pentru că ele sunt argumentează o, o chestiune care din start este, este imposibilă și incorrectă. Planul urbanistic zonal a fost elaborat în 2019, se argumentează de ce este necesar. Dacă citiți textele, o să muriți de râs. O să vedeți aici povești cu zmei, tot felul de, de uh, argumentări din astea, apușoară chiar eu o numesc. Nici o argumentare reală nu uh, nu, nu este prezentată. Tot acest spus are unicul obiectiv de a argumenta construcția a ceea ce vor ei să construiască pe terenul respectiv. Când se elaborează un puz nu este corect să se elaboreze pe un teren foarte mic. De asta se examinează o zonă mai mare. Prin zona pe care au stabilit-o în hotarele acestui puz, nu știu dacă se vede aici, atât cu albastru, este o planșă unde această zonă se vede mai bine. Se încearcă a face un fel de șretlic, așa, o, zonă, o, o chestiune a, Așa, nu, 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 nu foarte corectă din punct de vedere urbanistic. Trasând a, această linie albastră, chipurile, zona de examinare a, a, pe care o examinează Puzul, terenul respectiv se scoate din zona industrială, din zona a, necompatibilă cu locuințe și se mută. Chipurile face parte din zona locativă. Și se examinează toată această zonă, reieșind din uh, parametrii uh, celorlalte, celorlalte microcartiere din, din care le-am menționat anterior. Din preajma Mircea cel Bătrân, Alecu Rousseau, Ginta Latină și așa mai departe. Asta este uh, prima, așa, argumentare. Chipurile. Că noi dezvoltăm un teren care. Este într-o zonă unde se poate de construit locuințe. Ceea ce, obiectivul principal al puzzle-ului, este modificarea codului. Din C7, puzzle prevede modificarea în C4. C4, dacă mergem să vedem ce înseamnă. Iarăși, zona C4 este o zonă comercială, cu restricții, cuprinde clădiri de birouri, magazine funcții conexe, amplasate în zone centrale de afaceri, care servesc întregul oraș. Această zonă cuprinde și funcțiuni manufacturiere, nepoluate și așa mai departe. Deci este o zonă mai permisivă. Dar dacă vorbim despre faptul că în zona C4 beneficiarii vor să construiască a, locuințe, Vedem că zona deci, are codul C7, așa cum prevede planul urbanistic general. Iar în zona C7, datorită poluării sonore provenite din trafic greu, care este strada Meșterul Manuale, Mircea cel în sensul geratoriu și așa mai departe, zona este incompatibilă cu cea de locuințe. Deci, din start, prin acest puz, se încearcă anularea prevederilor pugului și crearea unei noi valori, da? noi reglementări pentru acest teren. Acest lucru deja este unul incorrect din punct de vedere urbanistic. Niciun puz nu ar trebui să facă acest lucru. Dacă se dorește scoaterea unei zone industriale din circuit și transformarea ei în zonă construibilă, da? asta se face a, prin argumentări a, la o scară mult mai mare și se abordează întreaga zonă industrială, nu doar un colț al ei, o părticică. Dar, pentru că uh, astfel de documente, astfel de calcule, astfel de cercetări sunt costisitoare, agentul economic încearcă să fugă de aceste costuri și își rezolvă doar uh, problema terenului său. O scoate din zona industrială și o plasează în zona uh, ce, deci, locativă. liniile roșii despre care am menționat, altă chestiune. Dacă vă ați observat și vedeți aici, liniile roșii între terenul, care și așa nu este foarte mare. Dar așa cum agentul economic vrea să valorifice cât mai mult din acest teren și să construiască cât mai mult metraj, el are nevoie să folosească la maximum acest teren. Pentru că dacă vedeți, pierde aici o bucățică din partea agenta latină, din partea asta, un colț și așa mai departe nu spate de construit exact pe liniile roșii, trebuie o de retragere și agentul economic pierde din teren. Ce face agentul economic? Prevede în puz schimbarea liniilor roșii. Astfel, la moment, potrivit pugului, liniile roșii pentru strada Ginta Latină sunt stabilite cu lățimea de 40 de metri, iar pentru strada Meșterul Manolei 120 de metri. E o să vedeți, ele sunt simetrice, da? Liniile roșii merg simetric de-a lungul uh, axei centrale a străzii. Potrivit acestui puz, se prevede reducerea acestor zone până la 30 de metri pentru strada Genta și 100 de metri pentru strada Meșterul Manole. Adică din partea stângă, cum ar veni din partea vestică, de aici, această linie roșie se mută de aici, se mută aici. Deci, cu 20 de metri mai spre stradă. Și acest lucru se vede foarte bine în pus, la una din planșe. De exemplu, iată aici, unde se vede clar cum merge linia roșie la moment și cum se schimbă linia roșie în varianta propusă. Adică agentul economic, pur și simplu, fără niciun calcul, fără nicio argumentare, fără nimic, prevede schimbarea linii roșii, pentru că așa i trebuie lui. Și cel mai grav este că toți verificatorii, proiectanții, arhitecții, Chisinau uh, Proiect, Direcția Arhitectură, uh, verificatorii de la Ministerul Infrastructurii, toată lumea este ok cu acest lucru. Deși pentru modificarea liniilor roșii sunt nevoie de calcule de transport, calcule complexe. Chiar poate folosirea instrumentelor, software-urilor speciale de modelări de trafic. Mai ales având în vedere că se prevede construcția nu a unei, nu știu, clădiri micuțe acolo. Conform puzului, se prevede construcția unui complex locativ cu regim ridicat de înălțime 2S plus D plus P plus 15E, Adică ies 2, 3, 4, 19 etaje. 19 etaje. La partier, funcțiuni comerciale, care înseamnă iarăși activitate comercială, nu știu, un magazin, o, care o să atragă cumpărători, evident vizitatori, care iarăși reprezintă deci, trafic adițional. În acest complex se prevede construcția a 270 de apartamente, care, conform calculului, presupune circa 800 de rezidenți. Dar, de obicei, aceste calcule uh, sunt încălcate la etapa de proiectare clădirii în sine. Se face așa încât uh, numărul de apartamente se mărește din contul micșorerii lor și numărul de rezidenți crește. De asta dacă credeți că într-o clădire de 19 etaje, nu hai să zicem 20 comerciale, de 17 etaje o să 800 de oameni doar, am dubii foarte mari. Și imaginați-vă având în vedere ce se întâmplă la moment în această zonă, mai ales locuitorii ciocani știu foarte bine. Nu găsești un loc de parcare în toată zona ziua cu lumânarea. Imaginați-vă cât trafic adițional o să genereze această clădire. Dar modificăm liniile roșii. Modificăm liniile roșii pentru că noi nu o să avem nevoie niciodată să lărgim strada, nu o să avem niciodată nevoie să asigurăm nu știu, infrastructura adițională. Noi principalul să împingem, să băgăm acest bloc acolo cu deasela pentru că agentului economic îi trebuie. Un alt aspect este parcările conform puzului, da, calculele se fac așa încât să corespundă normativelor. dacă avem 270 cât acolo de apartamente, 190 de locuri de parcare în subteran. Ok, să admitem că o să fie construite, deși iarăși la etapa de proiectare și de construcție desăori aceste normative se încalcă și nimeni nu are nici o dorință, mai ales la direcția arhitectură, de a impune beneficiarul să respecte în proiect prevederile puzului nimic nu îl impune pe beneficiar să respecte prevederile puzului, decât așa, în linii generale, la nivelul de coeficiență. Dacă vorbim de parcări, este o planșă. Iată aici se vede. Iarăși, aici avem Avem terenul pe care se planifică construcția, parcare, să zicem, subterană, dar neașteți știți că de obicei parcările subterane sunt cu plată adițională și nimeni nu le cumpără sau le cumpără dar uh, nu la momentul cumpărării apartamentului, sau dacă le cumpără la momentul cumpărării apartamentului, uh, această parcare subterană uh, poate fi folosită doar de către proprietar, ea nu lucrează ca parcare pe timp de zi, ea lucrează ca parcare privată. Respectiv Uh, în afară de locatarii blocului, în această parcare nu va avea acces nimeni. Însă, ceea ce am vrut să vă arăt este ca să argumenteze că chipurile impuse noi o să avem multe locuri de parcare, să facem un șeretlic. Se proiectează parcări pe terenuri și în zone care nu aparțin beneficiarului. Chipurile să facem, iată, multe parcări de-a lungul străzii Ginta Latină. o să facem parcări aici la Sensu în fața centrului comercial sau ce e acolo, o să facem parcări, iată, aici, de-a lungul străzii Ale Russo. De ce? Cum? Aici, de-a lungul, pe, pe, de lungul străzii Mircea cel Bătrân și Mește Manole. Uh, în faza următoare, ei, ei le numesc aici în, în puz, le numesc proiect parcări de perspectivă. În perspectivă o să fie 490 de locuri de parcare, numai, numai în zona 13. Numai în zona. Unde o să fie aceste locuri de parcare? Cine o să le facă? Cui, cine o să permită construcția lor dacă terenurile sunt private, iar dacă sunt publice? De ce orașul trebuie să facă uh, parcări uh, pe trotuare, pentru că în mare parte ele sunt proiectate pe trotuare, ca să asigure... Coeficientul de parcare, și necesitatea de parcare pentru agentul economic care își tuflește aici o clădire. Dar de obicei, până la urmă, ele nici nu se fac. Ele pur și simplu rămân așa desenate. Nu mai zic de faptul că în una din imagini, tot spațiul ăsta, iată, dacă o să vedeți aici mărunt, nu știu dacă o să se vadă, în una din vizualizări ei le numesc vizualizări volumetrice, chipurile să vedem cum o să arate, în realitate nu au nicio valoare. Este, ei pot în orice moment, adică să știți că clădirea nu o să arate așa cum e aici. Poate o să fie mai frumoasă, dar poate nu. Nimeni nu știe. Spațiul din fața clădirii este chipurile spațiu deschis, zonă verde, frumos. În altă imagine pe care am publicat-o pe Uh, undeva era. Am făcut un print screen și am publicat-o și pe Facebook. În altă imagine, iată, avem avem parcări din contul acestui spațiu. Asta e spațiu public municipal. Apoi, să fie parcări sau să fie spațiu public? Nimeni nu poate să ne spună. Am avut situația de la Toru Centru, dacă știți, pe Panhalipa acolo. În proiectul inițial depus, de proiect aprobat, avizat, în față era un spațiu pietonal, frumos, cu bănci, cu uh, strătoar lat. În realitate s-au dus și-au aprobat acolo o schemă la pretură, nu știu unde, și-au construit parcări pe spațiu public pentru utilizatorii centrului comercial. Nimeni nu plătește niciun bănuț pe aceste parcări, am în vedere pentru exploatare. Deci agentul economic și-a creat un spațiu de parcare din contul spațiului public de vreo 20 de parcări, 20 de locuri, ne plătind un bănuț, chipurile pentru că e în beneficiu oamenilor. Ei, ei așa argumentează, dar pe oamenii n-au unde parca. Dar oamenii n-aveau nevoie să parcheze acolo până voi nu v-ați construit centrul celălalt comercial acolo fiți buni și vă asigurați parcările din contul spațiului pe care îl aveți în proprietate, a terenului pe care îl aveți în proprietate. Așa prevede legea, așa prevăd normativele. Parcările se construiesc pe terenul care îți aparține sau pe care îl ai în gestiune sau în arendă sau în altă formă de proprietate. Nu este corect să construiești parcări pe spațiu adiacent, care este de obicei spațiu public, care este fie spațiu verde, fie trotuar, fie uh, orice altceva, uh, pentru că să aibă lumea unde parca, pentru că tu ți-ai construit acolo un centru comercial. Așa, mai departe. Eu îmi cer scuze că conferința e așa de lungă, dar lucrurile astea trebuie discutate și, din păcate, văd că... piața de vis, -a vis piața agricolă. Aici se vede în imagine piața agricolă care are codul reglementar C3, este clădirea pieței și este piața în aer liber. Conform acestui puz, în locul acestei piețe urmează să fie construit un centru comercial. Iată, el este desenat aici. Dacă se vede. Parcă n-ar arăta rău, nu? Dar, acest teren nu aparține beneficiarului. Nu este clar din niciun document din acest PUS dacă proprietarii acestei piețe sunt de acord cu această propunere. Au avizat-o pozitiv. Sunt și ei printre beneficiarii acestui PUS. Când, cum, în ce termeni va fi construit acest centru comercial? Și așa mai departe. Și iarăși și observați chiar și pe aceste vizualizări, toată strada, toată zona unde acum este piața deschisă, Băieții au proiectat, au desenat parcări și au lăsat câțiva metri de trotuar, așa ca să aibă pe unde merge cei câțiva pietoni care mai rămân în acest oraș. Care este justificarea, argumentarea construcției acestei piețe? Mai avem vizavi iarăși o clădire aici, o zonă pe care echipurile au desenat-o? S-au discutat cu proprietarii acestui clădiri, nu s-au discutat. Poate ei nu vor să construiască nimic acolo, poate vor să facă un parc. Poate peste jumătate de an, proprietarul acestei piețe o să vină la Consiliul Municipal și o să ceară elaborarea al doi puz, prin care el o să zică că eu nu vreau să fac centru comercial, vreau și eu să fac apartamente. Vă rog să-mi schimbați și mie codul din C3 în, nu știu, C5, de exemplu, ce 4 după asta de vis a -vis, au făcut apartamente, dar eu de ce să nu fac eu trebuie să fac centru comercial? La Ciocana sunt centri comerciale, deja care sunt semi -goale. Nimeni nu are răspuns la aceste întrebări. Funcționarii din primărie, în primul rând, direcția arhitectură, arhitecta șef, doamna Dogotaru, care e arhitect șef a orașului. Nici Nicio poziție, nici un fel de Dumnezeu, iar și eu presupun că ea o să fii pe de boală și o să vină cineva din funcționarii morunței și o să prezinte proiectul la Consiliu. Pentru că Dumnezeu nu vrea. Să... Dar toate puzurile sunt semnate frumos, cu scrisuri prin care ia tot e bine și frumos, stimați consilieri, vă rog să votați aceste puzuri. Mai sunt în o sumedenie de chestii iarăși este suspectă dubioasă avem aici recent obținută avizul agenției de mediu avizul agenției de mediu textul din uh, avizul agenției este copiat literă cu literă din uh, PUZ adică beneficiarul se duce la agenție și spune dați-mi vă rog uh, uh, un aviz la acest PUZ ei copie textul din PUZ îl bag în uh, aviz și spun că. Deci, repetă literă cu literă, eu chiar aici am pus, iată, puteți să vedeți: imaginea asta e din puz, imaginea asta e din, invers, imaginea asta e din avizul agenției, imaginea asta e din. toate sunt aici în PDF-ul ăsta cu. Același text, aceleași argumente, puzul va îmbunătăți situația. Ce treabă are agenția de mediu să se expună asupra oportunității dezvoltării urbane a unui sau altui a unei sau alte zone sau a unui proiect. Toate aceste acte sunt doar pentru a așa, a praf în ochi. Și Floricica de Ptort, știți că atunci când când acum un an Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a Solicitat ca aceste puzuri să fie transmise la Ministerul la coordonare, așa cum prevede uh, legea. Ei le-au transmis. Ministerul, evident, a venit, a scris o serie de obiecții. Una din obiecții fiind, în primul rând, asta. Nu se poate să faci un puz care să contravină pugului. Să-i schimbe prevederile. Trebuie să faci un puz care să vină să aplice prevederile pugului. Toate aceste uh, obiecții au fost respinse. Și ei au făcut un fel de tabel de divergențe, pe care l-au anexat, în care, iată, este obiecția ministerului, se scrie, se acceptă, dacă nu se acceptă, evident niciuna nu se acceptă, nici într-un pus din cele șase, niciuna din obiecțiile ministerului nu se acceptă. Ia că ei așa au decis că nu se acceptă. Deci ministerul îi spune, băi, nu se poate și ei spun, da, nu, e tot ok. Și ca să dreagă busuiocul cumva, au elaborat o, după mine, nu știu, asta e, asta e, pur și simplu demn de atenția CNA-ului sau, sau, eu nu știu cum să, să, numesc. Chipurile o să vină la Consiliu Beneficiarul sau cine acolo și o să spună, dar noi am obținut avizul Ministerului. Noi am respins toate obiecțiile, dar avizul l-am obținut. Dar cum l-ați obținut? În ce? Iată, avem așa un document. Iată, eu chiar o să-l arăt. Ce, cei care l-a semnat, da, iată, asta e scrisoarea Ministerului, domnul ministru Spânu a semnat-o în când? Acum un an, îmi pare că, da? 29.07.22 chiar? Nu, nu, un an. Acum, vară. <coughs> La această scrisoare, evident, nimic nu se acceptă, toate, tot e bine și frumos, noi nu. Da? În schimb, se, se pune, iat, iată, așa un document, vă rog să-l analizați. Foaie albă, scrie pe dânsul cu litere mari aviz de verificarea a documentației urbanistice, t -t -ta, localizare, beneficiar, proiectant, cuvânt cu cuvânt copiat din puz, practic. Deci, beneficiarul a elaborat acest document. Vă dau cuvântul meu de onoare. Pentru că altfel nu pot explica cum din, din documentația de puz avizatorii și agenția de mediu și unii și alții copii cuvânt cu cuvânt. Scopul, studiu, argumentare să citiți acest text, este minunat. Cine a scris acest document este demn de olimpiadă, locul întâi la olimpiadă la limba română. Atrageți atenție. Valorificarea terenului în cauză va favoriza procesul de optimizare a pieței în general și în particular al obiectelor ce fac parte din ansamblul compozițional al zonei rezidențiale, comerciale și afaceri existente. A înțeles cineva ceva sau eu n-am? Și acest document este semnat de cinci verificatori de proiecte. Borș Andrei, Titarciuc Vladimir, Paciu Ion, Spasov Anatolie și Grinco Victor. Cu argumentarea că chipurile documentației a fost elaborată în conformitate cu regulamentul aprobat prin Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Deci ei vor să arăt că este chipurile avizul de la minister. Iar ca ministerul dezvoltări regionale, odată un aviz pozitiv. Se recomandă. Nu vreau să întind prea mult această conferință, aici ați poate de vorbit ore. Doar am vrut să vă arăt, pentru că foarte lumea, lumea des spune, ei, ce mare brânză, puzuri și puzuri. O să vedeți care o să fie impactul acestor puzuri în toate zonele respective. La telecentru, la Testimițanu, la Ciocană, uh, Ciocana sunt vreo două și așa mai departe. Cel mai grav, mi se pare că eu am încercat să atrag atenția consilierilor municipale ultimele două zile, zero reacții. Am făcut un apel public către domnul Andrei Nastase și consilierii fracțiunii, da, platforma, da, și am solicitat, zic, dacă este nevoie, eu vin să vă explic toate aceste lucruri. Zero răspuns. Ieri l-am contactat pe domnul Nastase la telefon. Uh, nu a răspuns. Am înțeles de la colegii săi că este plecat peste hotare știind că pe ordine de zi va fi, vor fi aceste puzuri, probabil, nu știu, cum se face că a avut nevoie să pleci așa urgent, uh, și înțeleg că colegii săi de la platforma, da, vor vota. De asta i-am scris mesaje, i-am scris pe toate rețelele de socializare, pe, pe WhatsApp, pe Viber, i-am scris, domnul Nastase, vă rog să discutați cu colegii, pentru că este o problemă gravă. N-am primit niciun răspuns. La ora 12 o să înceapă ședința Consiliului Municipal. Și undeva pe la ora două, eu cred că o să ajungă la acest punct de pe ordine de zi și eu bănuiesc că ei o să-l voteze. Pentru că, din câte înțeleg, deja înțelegerile s-au produs. Cum se explică faptul că consilierii de la platforma Dakar erau atât de pentru oraș, domnul Nastasea candidat la primărie și a spus că noi vom preveni votarea puzurilor și așa mai departe, eu nu pot să-mi explic acest lucru. Eu încă mizez că ei vor înțelege cât este de gravă problema și nu vor vota aceste documente. Fac apel public la consilierii municipali de la platforma DA și de la cea independență să nu voteze aceste puzuri. Ele sunt grave abuzuri asupra orașului și orașenilor. Acestea fiind spuse, sper că voi fi auzit. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc o zi bună.